Sfântul din Duhul. Amin. Preiubiți și preasfinți părinți, iubiți credincioși, l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ioan Pregeaba, arhiepiscopul și patriarhul Constantinopolului, unul dintre cei mai mari sfinți ierarhi ai Bisericii din toate timpurile, toate vremurile. Atât de mare încât a fost numit un părinte profesor de la București, un Hristos a secolului IV. Și după mărturiile mai multor mari sfinți părinți și teologi care ne-au urmat, care au spus că dacă Dumnezeu n-a fi trimis pe Sfinții Vasile Vigore și Ioan în secolul IV, cum toată biserica căzuse în ierezimie, regia Marian și provincia a lui Macedonia, din motiva lui Sfânt, deci ar trebui Hristos să vină a doua oară. Așa de mare n-a trimis Dumnezeu că acești sfinți erau învățați în sine Vigore și Ioan. Care fiecare are frază din lui separat, și dacă sunt Vasile Călătorii pe 1 ianuarie, sunt Vigore pe 25, sunt Ioan Maestru Călătorii din ducerea noastră sale, aducerea la Constantinopol pe 27, deci pe 13 noiembrie Călătorii, practic, adormirea sa, care s-a petrecut la 14 septembrie 1907. Adormirea chiar în ziua Înălțării Sfântului Cruci, dar Biserica, ca să nu supravână, frazii la Înălțării Sfântului Cruci, l-a mutat pe 13 noiembrie. Băieți, arătam Sfântul Ioan, bună de amor, s-a născut în Antiochia Siriei, un oraș din Turcia de astăzi, numit Antakya, care era a doua capitală a Imperiului Roman. După Roma, al doilea oraș din Imperiul, era capitala de răsărit a Imperiului, un vechi oraș, cum că nu se făcuse Constantinopol. Sfântul Constantin a întemeiat Constantinopol, care a ajuns ulterior capitală. Și în această localitate s-a născut Sfântul Ioan Gură de anul 340. Tatăl său a fost guvernator în Antiohie, general Securus, deci comandat la partea imperială din Antiohia, și mama sa, Antuza, deci dacă tatăl a fost roman, mama a fost de origine greacă. Antuza a o tânără foarte bogată și foarte evlavioasă. Și l-au născut pe Sfântul Ioan, și de-a dus și l-a născut pe Sfântul Ioan, care avea poate anișor, maxim 2, tatălui a murit, un om foarte virtuos, general, Secundus, a plecat la Roma. Și mama lui a rămas văduvă la 20 de ani. Doar 20 de ani. Mai putut să iau un lucru care a murit pe ce s-a născut. Și așadar, Sfântul Ioan, la 2 anișor, a rămas doar cu mama lui, Sfânta Antuza. Sfânta Antuza a fost un exemplu de femeie și de mamă creștină, un rar a fost în istoria lui și a bisericii. Nu s-a mai căsătorit niciodată. Și toată viața ei și-a închinat în creștere Sfântului Ioan. Închipuiți o tânără de 20 de ani, frumoasă care e inclusiv de militare cu părătești, chiar cu rasa a zice de soție, a renunțat în futurea una la lumea de a mântui un bărbat, numai de drag copilului ei. Și a zis, din copilul acesta trebuie să fac un om adevărat. Și atât de mult s-a gestit pentru creșterea și educația lui, că nici un leu avea lăsat de tatăl său, oameni general, să nu spunea că nu și doar din averea ei, nu de la părinții ei. Așa că pe Sfântul Ioan. Sfântul Ioan a avut și mai mult de asta care să putea avea, și mai mult profesor și educator. Și după ce a studiat în Antiohia, a sfârșit din studii la Atena, cea mai celebră universitate din lume, din acele vreme, universitate privată, unde am avut, chiar ca și îndrumător pe marele filosof Antagratus, care era cel mai filosof de acea vreme și care a făcut chiar să lași să te scuți la urmă la carieră. Deci, a parcurs toate școlile timpului la modul superlativ. De acolo, când a ieșit, o vreme a practicat avocatul, când putea să fie profesor, de retorică, profesor de literatură, de filozofie, avocat, președinte de tribunal, mai multe funcții putea înțelege. Și cu toate acestea sunt prima. Deci pe lângă școlile acestea laice, datorită mamei sale, a crescut într-o evlavie deosebită. Și a participat la toate sfârșurile bisericii și ușor, ușor așa s-a bisericit, încât, după ce a terminat școlile, el n-a avut
să practice avocatura sau să fie profesor de retorică, să fie un mare om sau prefect, ci a vrut să se călătorească. M-am urmărit de acolo. Pentru că el era în primiera tânără, ea tânără trăiară, ea avea 40 ceva de ani, 50 de ani, și a spus, te rog, eu mi-am cerut viața, tinerețea, am dat focul văduviei pentru tine, să te crești pe tine, să te duc pe tine, fără să cheltuiești un leu pe averea tatălui tău, ți-am păstrat contract. Tu vei face ce vrei, dar când a venit vremea ta să faci ce vrei. Dar nu pleca la mănăstire ca să nu mă îngrop a doua oară. A pleca la mănăstire este ca și cum ai muri. L-am mărutat pe tatăl tău, chipul tău mă bucura și mă veselea privindu-l și nu vreau să mai fiu odată, să mai îngrop odată pe tatăl tău. Așteaptă să mor eu, că nu va fi și voi pleca la fața tău. Și apoi poți să te duci să te plinești oare. Iisus Ioan Ascătatul a fost ucenic al marului patriarh Melie, al Antiohiei, cu stâlp patriarhul Hristor, care l-a hirotonit cități la biserică după aceea diacon și din timpul când era diacon, a început să fie scrie primele cărți. Ce s-a constatat? Că tânărul diacon, oamenii de aur, avea un talent oratoric ieftin bun. Talentul de a vorbi. Sigur, și datorită științei, învăța știința oratorică de la cei mai mari filozofi și învățători din vremea mea. Dar avea și un dar nativ de la Dumnezeu. Acesta se dă Dumnezeu de nașterea, dacă la se dă dacă nu. Și a ajuns să țină predici în timp ce era diacon. Doar diacon în Antiohia. 7 ani a fost diacon la Catedrală Patriarhală din Antiohia. Diaconceliu nu era călătorit, dar ia fost la călătorit mai târziu. Și ținea predici, era pus să facă cateheză poporului. Ei, predicile lui erau atât de impresionante, nu mai fost în istoria lumii, așa mare predicator, că a început cu Evanghelie și apoi a terminat cu Vechiul Testament, și este singurul Sfânt Părinte care a trebuit întreaga Sfântă Scriptură. Vă chipuiți de Matei, că Matei are 162 de pagini. Și este trebuită în predică, a vorbit. Erau 4 taie de cap care notau ideile și așa s-a transcris. Nu sunt eu asupra. El vorbea doar. Și atât de gustat au devenit predicile Sfântului Doamne, că din ce predica s-o oprea toate activitățile din oraș. Nu s-a văzut, este foarte rar în istorie. Așa cum a fost altul doar unul la Cucioa, dar când predica la 11 și mă trebuie să mă trebuie casa la mea, 10-20 de mii oameni, cu toate religiile, veneau la 600 de predica. Sunt oameni talent, oratori, de Dumnezeu. Eu l-am zis, e 1.000 de oameni, dar stia să se mântea. Dar Sfântul putea spune că s-o oprea procesele în tribunale, s-o oprea cursele de cai, peste hipodrom, întregi sportive pe stadion, să opre toată activitatea în oraș, numai să vină să ascunde predica Sfântului Ioan Gurdea. Și așa a predicat 7 ani. După 7 ani, el a plecat în pustie, a murit între timp, a murit și s-a dus să se pelugărească. A intrat ca ucenic la un pustie, care se de la marge orașul, un munc foarte viață, foarte aspre, și a trecut acolo pustie, la Sfântului care știa atâta cultură, atâta teologie, știa Biblia, pentru tot. S-a fost o viață călugărească obișnuită. Și repede s-a făcut pusnic. Și era tânăr. Cu 27, 29 de ani, 30 de ani. S-a făcut pusnic. Era acolo ca și pusnic, a trecut într-o peșteră, într-o nevoință extremă. Acolo doar citea Sfânta Scriptură și se ruga. Și spune că a fost și bolnă în timp. Deci mânca doar rădăcini, și bea apă câtă picuratul printre pietre într-o peșteră, foarte puțin, la bolnări de spină. Această nevoință extremă, poate de asta a rămas cu boală. Ei, dar acolo atât de mult s-a curățat la suflet și la cur, încât s-a învenicit de vedenii cerci, s-a învenicit de dată în primul boli. S-a dus despre, peste tot, cu un monac, numele Ioan, vine cu orice boală. S-a dus un eretic cu o boală socială, care avea o boală incurabilă, Sfântul Ioan a cunoscut un duh pe eretic și a spus, da, cu legiunță eretică și vină și facă legiune. Și s-a
suntem unde e cea așa și tot. A scopit o maghiară sfințită de patriarh, s-a plăcut în urmă. Rugăciunea a făcut un balal, într-un loc care îi duceau jertfe mii, tineri și tinere, și mâncau o sute de oameni. O rugăciune sfântă și n-a mai ieșit cea de balalul de la. Deci era făcător de minuni în veritul al monar. Ei acolo era peștele al povedei. Și așa a primit preoția Sfântului Ioan Gură de Aur, de a 30 și ceva de ani. Anume că noaptea după ce se ruga, au venit la el Sfinții Apostol Petru și Ioan. Și Sfântul Apostol Petru stătea în picioare cheile împărăției cerești în mână. Și Sfântul Ioan Evanghelistul stătea în picioare cu Evanghelia lui Hristos Dumnezeu în mână. Și i-au spus, primește primul Sfântul Ioan, i-a spus. Stăteau în doi lumină, necreată, lumină dumnezească, pe Sfântul Ioan, că în genunchi nu putea să privească lumina dumnezească, ca și la Domnul Hristos pe tabă. Și i-a spus, ridică-te, stai în picioare, bărbatul oricilor Domnului, că pe tine te-a ales Dumnezeu. Eu sunt Ioan, care m-am rezemat cu capul pe pieptul Domnului. Și iată, Domnul îți dă ție Evanghelia, se târguiește Evanghelia Lui și îți dă adâncul înțelepciunii lui Dumnezeu, ca să târguiești Duhul Lui și să ascund urmele tuturor ereticilor. Nimeni nu te va birui în lumea aceasta. Tu vei fi cel mai tare comunicator care a fost dat. Împotriva cuvântului tău, care l-a făcut Dumnezeu, nimeni nu va putea asta. Și Sfântul Petru i-a spus, ia de la mine cheile împărăției lui Dumnezeu, că Hristos le dă prin mine. Și care tu vei lega, va fi legat, care tu vei dezlega, va fi dezlegat. Și că ți-a dat ție cheile tuturor bisericilor, ca tu să le spui de lege. Și în urma acestei vedenii, care a avut o șală fantastă, Sfinți, Sfinți Părinți, a fost hipotonit preot, a venit Patriarhul Fratian, și l-au dus la episcopie și l-au hipotonit preot. Sfântul Ioan a avut toată mănăstirea plâns, tot monahii, să-l pierde noi pe acest monah sfânt care are trei zbor de înțelepciune. Este o treabă și că atunci au rămas niște episcopi pe un monah văzut. Scria, în dată la Dumnezeu le-a vorbit, nu a mai avut nimeni niciodată. Pune că a fost cel mai mare duhov din istoria omenirii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel mai mare predicator, cel mai mare duhov. Și l-au dus și au făcut slujbă duminică la patriarhie și l-a hipotonit preot. În momentul hipotoniei preot, au spus, pomenez drag pe găsutul altarul, deasupra vorbe apă, tot vrea să spună. Și la un moment dat s-a pus pe Sfântul Ioan Gură de Aur pe capul lui și după ce a intrat în el, ei, acel porumbel era Duhul Sfânt. Deci ca și de-a scăzut un prag în ce poate fi în istoria bisericii, cum ați arătat Duhul Sfânt ca un porumbel deasupra Domnului Sfânt la Iordan. Duhul Sfânt a intrat pe Sfântul Ioan și tot a văzut că Îngerul Dumnezeu l-a hirotonit și l-a ales și l-a umplut de toată puterea lui Dumnezeu. Ei, după aceea, 12 ani a fost predicatorul Catedralei Patriarhale din Antiohia. Ei, lucrarea lui misionară, pastorală, înțătorească Sfântului Ioan, acei 12 ani pe care Catedrala Patriarhale din Antiohia nu se mai compară cu nicio lucrare cu obicează cu oameni. A reușit, cum a spus, să se aducă la credință în oraș întreg, care era a doilea de rog, capitală a Imperiului. Poate până la 1 milion de locuitori. Deci a stat o influență de mare, cum a spus, la predicile lui, să opreau procesele în oraș, să opreau procesele la tribunal, să opreau cursele pe stadion de cai, de cordon, să opreau întrecerile pe stadion, meșteșugare, să fie ideal atelier. Și toată lumea venea să le asculte pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci, așa dar la Dumnezeu a fost. Și atunci când a fost preot în Antiohia, a avut o faptă care n-a spus nimic în istoria bisericii. Doar aceasta vreau să vă amintesc. La un moment dat, mare împărat, Teodosie cel Mare, care a mărit Imperiul Bizantin mai mult decât Sfântul Constantin, a impus niște taxe foarte mari. Și acolo, în Antiohia, oamenii s-au însuflețit potriva taxelor și au sfârmat două statui imperiale. Această astrămoasă a fiei împăratul era considerat împăcat cu legii magistrate, adică era condamnare la moarte. Și împăratul Bărânt pur și simplu să steagă orașul pe fața Pământului. Și atunci, să vedeți la Sfântul Ioan Gură de Aur, preotul lui Dumnezeu, mijlocitorul de Dumnezeu și Mare,
el a adunat poporul, orașul, toate, făceau pregătire toată noaptea, se rugau și a mijlocit iertarea altarului. Dar primiți pe Tatian, Tatian, era un om de rapid, cu scrisori, rugând să ierte. Dar scrisorile a scris undeva. Și, Sfântul Atunci, Patriarh era un om de rapid, și știa că împăratul nu cinstește. Și s-a dus cu scrisorile, de-a spus că călătoria gravă, să pune la rând, de timp a avut soldat în Părătești, un comandant armat, pur și simplu să distrugă tot orașul. Și Sfântul Ioan se vedește cum i-a întâmpinat armata imperială, armata împărătească. A adunat toți copiii nevinovați în oraș. Și a pus copiii pe patru rânduri, pe șase rânduri, rugând, cântând Sfintele Dumnezeu, copiii. Apoi fecioare, fetițe, apoi călugări, călugărițe, puznici, apoi bătrâni, nevinovați în oraș. Și cu această armată de rugători a înfruntat armata imperială. Când a văzut generalul cu armata imperială, zice, ce copii ăștia nevinovați? Cum să-i tăiem? Cum să tăiem? Au fost niște călugări, scați de post, puznici, care se rugau într-un loc. Toți erau prietani, nu se rugau. Și pur și simplu n-au văzut să le facă nimic. Asta pe două, trei zile și n-au văzut să atace orașul. Și așa i-a ținut în șac o săptămână în rugăciunea, până când a ajuns în timp patriarhul Navarat, cu scrisori trimise de scrisă de Sfânt Ioan, și a mijlocit de toate, a revocat omul. Și i-a iertat, nu i-a mai distrus. Deja ce fapt a făcut Sfântul Ioan ca un patriarh, ca un mântuitor al Tirolii, ca un a salvat o țară de calitatea lui și era doar un preot, nu era episcop sau patriarh. Desigur, vestea despre el s-a dus în toată lumea, știi, a fost ales patriarhul Constantinopol, odată cu mutarea la Roma, patriarhul Nicaie, care l-a urmat pe Sfântul Grigore, teologul, a fost ales patriarhul Constantinopol. Sigur, alegerea lui a apărat pe toată lumea. Vă dați seama, așa cum l-aș fi dus pe părintele Arseniu sau părintele Cleop, când era cel mai iubit duhovnic din România, toată lumea, sau sub părinții împărinte. Eu spun, cel mai cinstit sfânt s-a dus să-l pui patriar. Ce bucurie, toată lumea era într-un entuziasm de neimaginat. Ei l-au dus acolo. Sunt eu sigur că și-au făcut lucrarea și acolo, exact cum a făcut în Antiochia. Numai că acolo, în capitală, a intrat în conflict. Acolo era multă lume păcătoasă și multă lume care iubitoare de putere, iubitoare de bani și a intrat în conflict cu ei. Pentru că le plăcea să le asculte predicile, tot la aplaudau predicile, la sfatul cea. Sfântul Ioan a ajuns să fie ca și la spectacolul laici, de toată biserica fondată la predicare. Dar nu ascultau, nu le spuneam să facă, le spuneam că dacă m-am laudat, nu mai răpiți voi, bogați, la vremea de altă, nu mai îndreptățiți, nu mai mințiți, nu mai luați ce mi-a fost, nu te sunați, și așa mai departe. Și, deja punând oarecum punctul pe ei, a găsit o prostie episcop din preos, care nu era un părând de la biserică, că sunt care a caterisit de toți. I-a caterisit și a făcut corpul de biserică și nu a dat sfântă, disciplină. El m-a luat cu patriarhal, l-a făcut casă de bătrâni. Și îl stătea cu chirie, modest, ca un călugă, toată viața lui, ca ca și cum vasile pâine de ori, apă, să ieși în ascet sau în pahară, cum a trăit cu ție. Și atunci, sigur că și-a adus foarte mult dușman, dar acești dușmani au fost și împărăteasă de Eudoxia, soția împăratului de Arcadie, fiul Teodosie cel Mare, care era ian, nu era o cotoță, și era din rața aceasta germană, nordică, foarte mândră, foarte arogantă, și ea n-a putut suporta ca Sfântul Ioan când i-a luat ia unui vârf, adică părăteasa trecea cu careta și o vedea să i-a un stupul undeva, pe întreba un tine. Și a luat stupule și așa erau niște legi pe care împărații părăteasa, că dacă ia un stupul împărată sau împărăteasa, via ce să fie al lui. Și via era unui sărace eutrope, care avea singura ei vie. Soția lucrurile era spus, ce cuvinte să iei? Tu ai mii de vii ca împărăteasă, ai milioane de hectare de vie, proprietăți. De ce să iei la viața aceasta, văd la mănâncă, care ea are doar aceasta? Și a s-a supărat, cum îndrăznești? În numele Evangheliei se contrazic legile vechi, împărătești pe tine. Și spus, eu nu. El n-avea decât legea Evangheliei. Și atunci,
de supărare, sigur, l-a exilat, în prima exil, de 3 ore a fost exilat. Și când l-a exilat, prima dată, să vedeți, Dumnezeu ce, s-a produs un cutremur foarte mare, în orașul Constantinopol, au luat foc palatele împărătești, s-au produs foarte multe calamități. Și tot poporul a zis, pedeapsa lui Dumnezeu, că s-a luat să cel mai mare sfânt al lui de pe pământ, pe patriarhul lui. Și s-a speriat de împărăteasa s-a luat sub apă. Dar n-am mai făcut o vreme și iară împărăteasa s-a făcut o statuie în fața lui bisericii, acolo Sfânta Veche, Sfânta Sofia, ruinile care a făcut-o Sfânt Justinian mai târziu, mare Sfânta Sofia Crisusă și astăzi. Și atunci, când a inaugurat într-o duminică, în timpul Sfintei Liturghii, da, s-a făcut acolo, în fața, acolo, muzică, dansuri, a deranjat liturghia. Și ce am redat, probabil a zis ceva cu minte, că nu se cuvine în timpul Sfintei Liturghii să faci așa ceva. Și sigur că unii, acum așa spun specialiștii, că unii tachigraf ar fi scris anume și să amplifice conflictul lui cu împărăteasa. Ar fi scris, eu așa cum vorbea el, poetul, acolo zice, iarăși eu iarăși vorbează, iarăși ce e capul lui Ioan. O asemenea pe această împărăteasă cu ironia care a tăiat capul sub scăra Mântuitorului. Și împărăteasă se părea foarte tare și sigur că la exilat, apoi, întotdeauna, a făcut un sinod fals la Stejav, chemându-l pe patriarhul Teofil al Alexandriei din Egipt, care cu urare moarte asupra, datorită slavei lui, cu urare de iubit și de apreciat pe toată lumea. Și l-au trimis în exil, cu multe suferințe, în Armenia. Și a murit în exil, la Comane, în ziua de 14 septembrie anului 407. Atunci, în acea noapte, după ce soldatul pe drum l-a bătut, a făcut insolație, spune că întâmpinau cete întregi de monași, de monahii, sute de monași, de monahii și preoți cu parohiile din toată lumea. Și toți, el când venea, îi sărbea inima, că păstorul lor îi aruncă pe nedrept. Și strigau, mai bine să stea soare pe cer, decât să facă gura lui Ioan. Și toți îi produceau o mare durere să trecea cu ei. Și da, cea slavă Dumnezeu pentru toate. El știa că trebuie să sufere ca și lui Hristos și că tot care îi slujesc pe lucrarea lui Dumnezeu aici pe pământ sunt prigoniți. El când s-a dus în exil, a fost un grup de episcopi care erau de partea lui și care erau foarte mâhniți. Sfântul Chiriac, Sfântul Procul, care a fost ucenicul lui de așa patriar, și Sfântul Ioan, el, prigonitul, îi întărea. Scrie în prologe din 27 ianuarie o scrisoare pe care a trimis-o Sfântul Ioan, episcopului Chiriac, atunci când era exil. Și zicea, vino să scot rana în mâhnire, să risipez negura cugetului. Deci eu, zice, toți mă plângeți că biserica să... e ca o corabie mițită de vală. Dar zice, nu mă întristați, că nici eu nu mă întristez. Că zice, atunci când mă exilează împărăteasa, că zice, dacă putea să-mi ia capul, să-mi ia, că luăm pe Ioan Botezător, care înainte mea a luat capul. Dacă vrea să bătaie cu fierăstrău, prorocul Isaia abia așteaptă să fiu lângă el. Dacă vrea să mă moare cu pietre, Sfântul Ștefan abia așteaptă să mă ia ceapă. Și așa dat exemplu pe toți sfinții care au murit martiri. Și el mergea cu bucurie la moarte. Și așa s-a dus, care de bucurie la moarte, el ținând cuvântări și scrie scrisori de întărire pentru cei care au murit. De aceea e de minunat scrisoriva. Și am murit în această zi, de 14 septembrie anul 1947, după ce noaptea slujit liturghie, i s-a arătat Sfântul Ucenic Basilisc, episcopul Comandă, și a spus, îndrăznește, frate Ioane, că mâine vom fi împreună la tronul lui Dumnezeu și vom sluji liturghia cerească. Și așa și a fost, plecat noaptea, a slavă lui Dumnezeu pentru toate și s-a dus la cer. În moștie a fost adusă după 33 de ani. Sfântul Procul era patriarh, ucenicul lui, i-a spus împăratului Teodosie cel Mic, i-a spus, iată, părinții tăi au făcut o mare păcat în fața lui Dumnezeu, insultându-l pe Sfântul Ioan Grădeală, cel mai mare patriarh al lumii din toate vremurile. Și mormântul Iodosiei tot timpul se clătina, mai ieșeau iernul. Zice, iată, ia, trebuie să ne ducem apoi ca să ceri iertare, să ne primești iertare pentru părinții tăi. Și le-a adus după 33 de ani, trupul era neîntrezit,
și l-a pus pe scaunul arhiereț. Acum a depus bani acolo la capitală de din Constantinopol, s-au restaurat tronul arhiereț, ca să le-au grădeau, și a învolut de lemn. A învolut era de lemn. Așa, în sâmba bisericii, în urcala, de bărgat acolo. S-au restaurat, acum le-am văzut când a fost întâlnat în Turcia. Și l-au pus pe tronul arhiereț și de pe tronul arhiereț, mor de 33 de ani, a dat pace tuturor, s-a auzit, spunând pace tuturor. Vă închipuiți ce înseamnă Sfânta lui Dumnezeu? După 33 de ani, trupul lui care nu a fost viu și a revenit în casa lui, în locul lui, pe tronul lui, în biserica lui Dumnezeu, unde este cum vedea, și a dat pace tuturor. Și mormântul lui Eudoxie nu s-a mai întâlnat, semnul i-a iertat, s-au împăcat și mulți sfinți episcopi au început să aibă vedenii cerești cu el. Patriarhia Alexandriei nu l-a primit multă vreme, pentru că Teofil l-a caterisit și l-a exilat. Dar în urma unei vedenii cerești, nepotul lui Teofil, Sfântul Chiril al Alexandriei, l-a primit pe Sfântul Ioan Grădeau și l-a declarat cel mai mare sfânt erar al bisericii. Bine că Sfântul Chiril, la Sfântul al IV-lea, când se lupta cu ereticii macedonieni, ca să o apere pe Maica Domnului, să rugați de și noapte și la un moment dat a fost răpit la cer. Și a fost dus în Biserica Cecerească. Și când a intrat acolo în Biserica Cecerească, a văzut slujba cerească cu el. Cei 12 apostoli sunt pe 12 scaune. Domnul și Maica Domnului stăteau pe tronuri, dar nu ca nicoana. Și vii, în adevăr, stăteau la liturghia cerească. Și când a intrat acolo și el, a văzut să meargă direct la Maica Domnului, de bucurie, de fericire, că o iubeam. Și îți spune că la un moment dat a fost un glas ca de tine. Spani, n-ai voie să-i ferești. Și nu ce-a căzut în genunchi. Era Sfântul Ioan Grădeau. Era mai mare de biserici cerești. Sfântul Ioan Grădeau era mai mare de biserici cerești. I-a spus, n-ai voie să ești cu mare meu. Voi te mă mână, mă cuminți, ai ce vreau. Și atunci, e mai mare de s-a ridicat de pe scaun, l-a mâniat cu Sfântul Ioan Grădeau și l-a îmbrățișat și a spus, Ioan, ia, dragul meu. Și în acea vedenie am tocat pe cei doi mari sfinți pe Sfântul Ioan Grădeau și pe Sfântul Chiril. Ghid la Vintele Pământ și a spus, Ioan Grădeau cel mai mare din cer. Noi nu pomenim pe Pământ, ce facem? Și de atunci a început să fie cinstit în biserică. Un alt sfânt, Averghie, un episcop, s-a rugat atunci cu cea de până la Domnul ca să vadă unde e Sfântul Ioan Grădeau, în care ceară sfinților. Și spune că l-a dus la Harul Mutabrii până la toate cercele de sfinți. Și nu l-a dus pe Sfântul Ioan Grădeau. Și a zis, a vin de acolo trist. Și a zis, a zis, păi cum vii tu din rai din trist? Că aici oricine intră, nu mai vrea să plece înapoi de fericire. Și el mi-a spus, păi nu l-am văzut pe iubitul meu părinte, pe Sfântul Ioan, cu Grădeau. Îi zice, care Ioan? A, zice, de dască de pocăință îi vorbește. Zice, unde? Arhanghel. Păi zice, păi el nu poate să-l vadă om până într-un că unde e Dumnezeu acolo și el? Iată ce nu-i Sfântul Ioan Grădeau. Deci unde e Dumnezeu acolo și el? Deci iată, mai mare biserici cerești să descoperi Sfântul Chiril, că unde e Dumnezeu acolo și el să descoperi Sfântul lui. Avlavie, iată ce cine e Sfântul era Ioan Grădeau pe care trăzni. Deci, câtă bucurie avem noi, că trăznim pe Sfântul Ioan Grădeau, care mi-a lăsat Sfânta Liturghie, pe care trăznim aproape de fiecare zi din recepție, a 10 ori de astăzi să vedeți Sfântul în Baschire, ne-a lăsat mântuire, ne-a lăsat scrie, mince, tâlcuire, la atât de patru Sfinte Evanghelii, la Episcopul Sfântului Apostol Pavel, dar care însă sunt cu toate, s-a dat noaptea și șoteala veche, de aceea un veche pe care îi rogam și cu 37 ani, cu 1620 de ani, să dăm în Chile, la atât de capul lui Pavel, și care ne-a lăsat atâtea lucruri minunate, un model de părinte al bisericii, model de tânăr credincior, model de tânăr de la Dumnezeu, model de intelectual, model de preot, model de diacon, model de frucă, model de episcop și model de mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. Iar ce mai frumos poate să fie aceasta, că atunci când tu ești prigonit, ca să fii Ioan, tu să îi întărești pe alții. În prigonirile tale, să nu te gândești la suferințele tale, ci să te gândești la suferințele sufletești ale celorlalte.
să-i mângâi pe ceilalți în suferință, să-i binecuvintez și să te rogi pentru ei. Iată, și mai avem de la Sfântul Ioan și cu aceasta chei, acel cuvânt de la Paști, din noaptea de Paști, care e bun. Asta vă vede, Filos, un mare lucrător, știți, care se citește noaptea de Paști, vezi cineva, e un dor de Dumnezeu, să vină acum să-l prăznească. I-a postit cineva în ceasul întâi, bucurând să-l prăznească. De el n-a postit cineva în ceasul al treilea, al șasea, al zecea. Să iei frâncios, lițelul e gras, postăți de mult. Veniți toți și ospătați pe Dumnezeu credinței. Unde este moarte Domnul? Unde este iadul în privința ta? Și iadul s-a mărât întâmpinându-te pe tine jos, s-a mărât că s-a revânt, că a primit un om, că de Dumnezeu a fost lovit, a primit pământ când s-a întâlnit în cer. Unde este iadul în privința ta? Unde este moarte în privința ta? Iată cine sunt eu, Apostolul lui Hristos, Dumnezeu, pe pământ, cel mai mare om al Bisericii Cerești și vestitorul Biruinței lui Hristos pe diavol. Iar ce mijlocitor avem noi în Sfântul Ioan Cuvânt de Aur. De aceea să iubim, să citim de Sfântul Ioan Cuvânt de Aur, să citim învățăturile, să ne rugăm, să rămân credința și slujirea lui Dumnezeu și să cerem mijlocirea Lui pentru rugăciunile Sfântul Ioan Cuvânt de Aur. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, Iubire, Lord, Amin.